Bun găsit tuturor! I-am dat cartonaș galben domnului Ciolacu, iar acum mergem în camera VAR să vedem dacă ar trebui să-i dăm cartonaș roșu. Așa a rezumat liderul filialei PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cosma, această ședință care a început deja în această seară. Participă la ea, așa cum spuneai, lideri din teritoriu alături de lideri de la centru, iar tema acestei ședințe este pregătirea campaniei electorale. Armata liberală pe care se bazează candidatul la președinție Nicolae Ciucă, aproape 1200 de primari, 11 șefi de consilii județene, trebuie să pună la punct strategia de comunicare, de mobilizare a votanților pentru următoarele săptămâni. În privința relației cu PSD, se pare că liberalii au ajuns la concluzia că nu vor părăsi guvernul. Mai mult decât atât, îl somează pe Marcel Ciolacu să demisioneze, să aibă onoare și să respecte ceea ce a promis atunci când a preluat funcția de prim-ministru, că va demisiona dacă relația dintre el și Nicolae Ciucă se va deteriora. Cum explică liberalii acest paradox? Nu mai facem parte din coaliție, dar rămânem la guvernare. Ei spun că vor să dea dovadă de responsabilitate și că toată lumea este conștientă că peste doar câteva săptămâni, după alegerile parlamentare, vom avea o nouă configurație politică, vom avea o altă majoritate în Parlament. Prin urmare, în acest moment, nu ar avea sens ieșirea lor de la guvernare. Rămâne de văzut ce se va decide în urma acestor discuții. Deocamdată președintele partidului Nicolae Ciucă nu este prezent pentru că a fost astăzi în Republica Moldova și nu a revenit încă în țară. Mâine dimineață a fost convocat biroul politic al Partidului Național Liberal, o reuniune statutară de data aceasta, unde se vor lua ultimele decizii privind campania.